politică înseamnă pur și simplu să-ți pese de ce se întâmplă cu tine, cu familia ta, cu rudele tale, cu prietenii tăi, pentru că altfel nu participi la viața ta și te întreb ce caut eu în viața mea. Sunt încă destule mulți tineri care spun nu, mulțumesc, nu semnez, nu votez, nu fac politică. Din păcate sunt victimele unei propagande care asta își dorește, să, ca lumea să fie dezamăgită de tot și să nu mai participe la viața cetății. Să devină deloc o masă amorfă. Vorbești despre viața ta, tu ai și o viață foarte bogată, o viață publică, fiind actor. Sunteți câțiva actori care au o voce puternică, care transmit mesaje societății. Ție nu ți-e teamă că zgârii puțin din alura aceea de vedetă, că publicul nu mai vine la spectacole tale, că te vor judeca? Nu, eu n-am, niciodată nu mi-am făcut o strategie de imagine publică. Am încercat să-mi fac meseria, care e și pasiunea mea, să-mi fac meseria cât pot de bine pentru mine, în primul rând, și pentru public, să-l conving de ceea ce fac. Nu dau doi bani pe povestea asta cu imaginea, important e cum ești și ce faci și ce spui. Chestia asta cu imagine, cu strategii de imagine, nu mă interesează. Mai mult, cred că ar fi important să spun și lucrul ăsta, să mi-l asum până la capăt. Nu doar că am venit să strâng semnături pentru Alianța 2020 USR Plus, dar chiar sunt membru plus. Ești membru plus. Da, știu că multor oameni publici sau actori li se pare că pierd ceva, că exact, dacă intră într-un partid, eu compromit. Vreau să... Ce să compromis? Dacă asta crezi, dacă militezi pentru o viață corectă, cinstită, pentru a fi conduși de oameni onești și competenți, ce să compromiți? Cât de important ți se par momentele acestea în care voci publice ca a ta și a celor câțiva colegi de-ai tăi de pe scenă se adresează cetățenilor, publicului, eu chiar și de la teatru? Eu pot să spun un singur lucru în ceea ce mă privește pe mine. Da. Vreau doar să dau un semnal acelor oameni, cât sunt ei, care, mă rog, în fața cărora am oarecare credibilitate, să le dau un pic de curaj să-și afirme crezul și să facă ceea ce cred. Să nu le fie teamă. De ce să-ți fie teamă?